Avem niște persoane cu totul și cu totul deosebite care se află în spatele Financial Intelligence. Vreau să le invităm acum pe scenă în aplauzele dumneavoastră și începem cu Ancuța Stanciu. Bună seara! O să rezolvăm imediat. Nu suntem în spate, suntem chiar în față. De data asta pe scenă o invităm și pe Anca Iovan. Aplauze pentru Anca. În aplauzele dumneavoastră și pe Gianina Vodă. Și nu în ultimul rând, și pe Adina Ardeleanu. Bună seara! Bună seara! Bună seara, bună seara! Mă bucur foarte mult că suntem aici atât de mulți la Gala Financial Intelligence. Să știți că nu am emoții deloc. De obicei aveam emoții, anul trecut am plâns, anul ăsta nu am emoții. Am hotărât împreună cu colegele mele să începem acest moment cu două melodii manifest din punctul nostru de vedere, Earth Song și Heal the World, pentru că noi chiar ne propunem să vindecăm planeta, să facem tot posibilul să avem o bunăstare și pentru noi și pentru copiii noștri. În 5 ani de zile, am trecut în al 6-lea an, am trecut prin foarte multe chestii. Am trecut prin COVID, am trecut prin primul război, am trecut prin al doilea război. Și mi-am dat seama că, așa cum sunt foarte multe dicționare care dau cuvântul anului, noi am decretat pentru anul acesta cuvântul anului adaptare. Pentru că în această seară premiem performanța în condiții nu tocmai liniștite pentru țara noastră și pentru economia mondială. Eu mi-aș dori foarte mult să aflu și părerea dumneavoastră cu privire la cum ați văzut dumneavoastră anul 2023 și de aceea vă rog mult de tot să vă deschideți telefoanele și să ne puneți aici, să accesați QR codul și să ne spuneți într-un cuvânt cum vedeți dumneavoastră anul 2023. Criză, pace... Deci aveți aici, accesați QR codul, e foarte important să vedem cum vede mediul de business. Rezilient, avem primul cuvânt. Pace. Provocare. Rezilient. O să facem un articol despre cum vede mediul de business anul acesta, chiar din acest cuvânt. Uitați, schimbare, rezilient, dinamic, oportunități, imprevizibil, evoluție. Eu cred că anul viitor o să avem o perma-adaptare, pentru că o să trebuiască să ne adaptăm la și mai multe chestii. Inclusiv ChatGPT, inclusiv inteligența artificială, cine știe ce război, mai ales că avem și un an electoral. Probabil că o să avem și războaie pe plan local. Eu vă mulțumesc mult de tot și acum aș vrea să-i dau cuvântul colegei mele, Anca Iovan, să ne spună câteva cuvinte. Nu vă plictisim, că noi nu suntem cu plictiseala, noi vă spunem doar câteva cuvinte despre noi și cum a fost anul acesta. Mulțumesc mult de tot! Bună seara, vă spun și eu, mă bucur să vă văd că sunteți atât de mulți aici alături de noi. Anul ăsta, vă spun un secret, a trebuit să schimbăm sala, am luat o sală de două ori mai mare, pentru că suntem de două ori mai mulți, dar, mă rog, aș putea să spun că suntem mult mai mulți decât de două ori. Anul acesta ne-am bucurat să vedem că am avut 5 milioane de afișări pe site și am avut 2 milioane de utilizatori care ne-au citit. Ceea ce pentru noi este ceva extraordinar, că noi am crescut în 5 ani cât alții într-o sută, nu știu cum am reușit, dar am muncit foarte mult. Și sunt emoționată, mă bucur să fiu aici alături de dumneavoastră. Promitem că o să ne ținem în același ritm și o să dăm tot ce putem și o să inovăm și o să fim mai bune de la un an la altul. Vă las să petreceți și vă urez o seară frumoasă. Gianina, haide! Bună seara! Este rândul meu să vă spun bună seara și să vă mulțumesc că ați venit alături de noi. Sunt onorată să mă aflu în fața dumneavoastră pentru că dumneavoastră sunteți forța noastră. Dumneavoastră ne-ați ajutat să ne facem un vis, realitate, bineînțeles, cu multă muncă și pasiune. Pentru asta vă mulțumim și
Vă mulțumim că sunteți alături de noi în seara asta și vă doresc o seară minunată. Adina, te rog frumos! Bună seara, vă spun și eu. Da, anul trecut am avut emoții foarte, foarte mari datorită momentului artistic pe care l-am avut și anul ăsta mi-am scris așa câteva cuvinte ca să fiu sigură că nu mai plâng. Pentru mine, alături de adaptare, în 2023, cuvântul anului ar fi și circ. Circul nu e neapărat ceva rău, la circ vedem și numere de acrobație, și saltimbani, și clovni, și performanțe foarte frumoase. În 2023, mediul de afaceri cred că a mers pe sârmă, dar s-a ținut foarte, foarte bine. Deși au fost de pe margine așa personaje de circ care au încercat să-l destabilizeze, am avut și performanțe fantastice în anul acesta și o parte dintre ele le premiem și noi în seara aceasta. Așa cum ai spus și tu, Ancuța, am deschis cu cele două melodii manifest Michael Jackson, pentru că noi în asta credem, să facem o lume mai bună și asta se poate doar prin ceea ce facem fiecare dintre noi și începând cu jobul nostru și cu ce facem la noi în familie și la noi acasă. Și cu asta aș vrea să rămânem pentru 2024, să facem o lume mai bună cu toții. Vă doresc o seară frumoasă, să vă distrați, să vă simțiți bine!